Poți imagina viața fără computere? Ei bine, trebuie să le mulțumim inginerilor din SUA care au inventat circuitul integrat, deschizând astfel drumul către dezvoltarea calculatoarelor pe care le folosim astăzi. Iar acum urmărim un nou curs de informatică. Bună ziua, dragi elevi! Bine ați venit la o nouă lecție de informatică în cadrul programului Teleșcoală. Numele meu este Corina Elena Vinț și sunt profesor de informatică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Astăzi ne propunem să discutăm despre divizibilitatea numerelor naturale. Cel mai mare divizor comun a două numere naturale, notat și cu CMMDC. Definiție, vom nota cu CMMDC a două numere naturale A și B, un număr D care are următoarele proprietăți. D divide pe A și D divide pe B, deci D este divizor comun pentru A și B și orice alt divizor comun C al lui A și B îl divide pe D. Dacă numărul A este 315 și numărul B este 147, încercăm o descompunere în factor prim a celor două numere naturale. Se observă că 21 egal cu 3 la puterea 1 mulți cu 7 la puterea întâi este divizorul comun cel mai mare al celor două numere naturale A și B. Metoda pe care voi o cunoașteți de la matematică ar fi următoarea. Descompunem numerele în factor prim, alegem factorii prim comuni o singură dată și la puterea cea mai mică și îi mulțim. Va fi greu să implementăm această metodă la informatică și vom observa în continuare ce algoritmi trebuie să utilizăm. Ca și proprietate, dacă CMMDC dintre două numere naturale A și B este egal cu 1, vom spune că numerele A și B se numesc prime între ele vom identifica primul algoritm, numit algoritmul lui Euclid. Euclid a observat că cmmdc dintre două numere naturale a și b rămâne același dacă se scade numărul mai mic din cel mai mare. Presupunând astfel că a este numărul mai mare și scăzând în mod repetat pe b din a, în a ne va rămâne restul împărțirii lui a la b. Deci, putem spune că cmmdc dintre a și b este același cu cmmdc dintre b și restul împărțirii lui a la b. La fiecare pas al algoritmului, vom reține restul împărțirii lui a la b. Apoi reținem restul împărțirii lui b la rest și așa mai departe, până se obține un rest egal cu 0. CMMDC în acest context va fi ultimul rest diferit de 0. Să vedem care ar fi algoritmul lui Euclid scris în limbajul pseudocod. Vom citi cele două numere, aceste numere vor fi numere naturale în contextul nostru, cât timp numărul Reținut în variabila B este diferit de 0, se calculează în variabila rest restul împărțirii lui A la B și se reia algoritmul pentru A care preia valoarea lui B și pentru B care preia valoarea lui rest. La ieșire din această instrucțiune repetitivă, cât timp, se observă că B va fi egal cu 0. În acest context, CMMDC calculat va fi în variabila A și se afișează valoarea acestei variabile. Să luăm și un exemplu practic pentru determinare CMMDC. Ne amintim că numerele noastre erau 315 și 147. În variabila A reținem valoarea 315, în variabila B reținem valoarea 147, iar la primul pas calculăm restul împărțirii lui A la B. Să observăm ce se întâmplă la pasul următor. Verificăm că B este în continuare diferit de 0 și atunci noul A. Va fi fostul b, și noul b va fi fostul rest. În acest context, calculăm noul rest. Se observă că restul împărțirii lui 147 la 21 este 0, și se observă că, la următoarea iterație, în variabila a, reținem fosta valoare a variabilei b, în variabila b reținem restul AB a calculat. Se observă că B a ajuns să aibă valoarea 0 și în acest caz algoritmul nostru se termină și valoarea afișată va fi 21, adică exact când ne așteptam să fie cmmdc dintre A și B. Pentru limbajul de programare C, ce vom face? Vom folosi variabilele A, B și rest, vom citi în variabila A respectiv în variabila B cele două valori și vom folosi o structură repetitivă cu test inițial, acest while, în care, atâta timp cât B-ul meu este diferit de 0, în variabila rest voi calcula restul împărțirii lui A la B și pentru o nouă iterație, valoarea variabilei A va fi egală cu valoarea variabilei B și valoarea variabilei B va fi egală cu rest. La ieșire din acest ciclu repetitiv, vom afișa a valoarea variabilei a ce reprezintă cmmdc dintre două numere. Pentru varianta Pascal funcționăm la fel. În variabilele a și b vom citi valorile celor două numere inițiale. În variabila rest vom calcula de fiecare dată restul împărțirii lui a la b. Valoarea variabilei a la următorul pas va fi egal cu valoarea variabilei b și valoarea variabilei b va fi egal cu valoarea dată de variabila rest. Și se reia acest algoritm, acest ciclu repetitiv, cât timp b este diferit de 0. În momentul în care valoarea variabilei B ajunge să fie 0, vom afișa valoarea variabilei A, ce reprezintă CMMDC dintre cele două numere naturale A și B. Să încercăm și o variantă recursivă pentru algoritmul propus. Bineînțeles că varianta recursivă propune uh, lucruri cu subprograme. Și observăm că, în varianta C, pentru funcția care se numește CMMDC și care primește ca parametri cele două valori, uh, numere naturale a și b, și returnează un număr întreg, începem cu o condiție de oprire. În cazul în care restul împărțirii lui a la b este 0, se returnează valoarea variabilei b. În caz contrar, se face un apel recursiv în care parametrii vor fi în locul parametrului A se folosește B și în locul parametrului B se folosește la apel A procent B. Observăm ce scriere compactă are acest subprogram scris în variantă recursivă. Pentru varianta implementată în limbajul de programare Pascal, numele funcției este iarăși CMMDC, funcția mea returnează un întreg și parametrii uh, utilizați sunt x și y. Se merge cu un pas în plus aici și se verifică dacă y este egal cu 0, și atunci funcția returnează valoarea uh, parametrului x. În caz contrar, se face un apel recursiv în care uh, valoarea parametrului x este înlocuită de y și valoarea parametrului y este înlocuită de x mod y. Vă propun în continuare o variantă mai simplă, dar. Nu atât de eficientă uh, ca cea propusă de Euclid, este algoritmul lui Nicomachus. Numerele naturale pe care le propunem ar trebui să fie diferite de 0. Se citesc valorile celor două variabile, cât timp valoarea variabilei a este diferită de valoarea variabilei b, se verifică dacă valoarea variabilei a este mai mare decât valoarea variabilei b. În caz afirmativ, a primește rezultatul evaluării expresiei A minus B. În caz contrar, B va fi egal cu B minus A. La ieșire din acest ciclu repetitiv se observă că A este egal cu B și va fi egal cu CMMDC. Această variante este preferată de către copii, pare că are o scriere mai compactă. Haideți să luăm un exemplu și să vedem pentru numerele noastre 315 și 147 cum funcționează acest algoritm. Deci, pentru început, valoarea variabilei a este 315, valoarea variabilei b este 147. Care este numărul mai mare? 315. Atunci, din el îl vom scădea pe 147 și obținem la următoarea iterație a să aibă valoarea 168 și b să aibă valoarea 147. Continuăm algoritmul și vom scădea din 168 pe 147 și obținem valoarea 21. În acest moment se schimbă cumva sensul și din valoarea variabilei B vom scădea valoarea variabilei A. Din 147 scădem pe 21 și se obține 126, care în continuare e mai mare decât 21. Din 126 îl scădem pe 21 și se obține 105, care în continuare e mai mare decât 21. Și tot așa, până când lucrurile se egalizează și obținem, de fapt, la final, în cele două variabile această valoare a lui de C dintre A și B. Pentru limbajul de programare C, declarăm cele două variabile A și B, observăm că nu avem nevoie de o altă variabilă suplimentar. Citim cu ajutorul uh, instrucțiunii SIN valorile celor două variabile și intrăm în această instrucțiune repetitivă while cu test inițial, în care verificăm tot timpul că valoarea variabilei A este diferită de valoarea variabilei B. În caz afirmativ, se verifică dacă valoarea variabilei A este mai mare decât valoarea variabilei B și atunci A devine A minus B, iar în caz contrar, din valoarea variabilei B vom scădea valoarea variabilei A. La finalul acestui ciclu repetitiv se observă că A este egal cu B, deci indiferent ce valoare vom afișa a cărei variabile A și B, rezultatul va fi CMMDC dintre cele două numere A și B limbajul pascal, declarăm cele două variabile a și b, acestea sunt valori de tip întreg, citim valoarea variabilei a și valoarea variabilei b cu ajutorul instrucțiunilor de tip RID și folosim aceeași structură repetitivă cu test inițial. Cât timp a este diferit de b, observăm că dacă a e mai mare decât b, atunci a va fi a minus b iar în caz contrar, dacă B este mai mare sau egal cu A, atunci B va fi egal cu B minus A. Când se iese din această structură repetitivă, A va fi egal cu B și deci putem să afișăm pentru CMMDC valoarea variabilei A. Să mergem mai departe și să discutăm despre cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. De la matematică cunoașteți că cel mai mic multiplu comun, CMMC, pentru două numere naturale, se obține ca fiind cel mai mic număr natural care se divide cu numerele date. De exemplu, încercăm să calculăm CMMC pentru numerele 315 și 147, și vom observa că numărul corespunzător va fi 2205. Pentru aceasta, vom identifica mulțimea multiplilor lui 315. 315 mulțim cu 1 este 315, 315 mulți cu 2 va fi 630. În cu 3 va fi 945, mulțim cu 4, în cu 5, în cu 6, și în mulțit cu 7, obținem pe acest 2205. Ne oprim aici. Pentru că observăm că. În mulțimea multiplilor lui 147, înmulțit cu 1, 147, 147 mulți cu 2, obținem 294, 147 mulți cu 3, ne dă 441 și așa mai departe, la un moment dat, obținem această valoare 2205, valoare care va fi de fapt CMMC dintre numerele noastre 315 și 147. Să luăm un alt exemplu și să vedem cât ar fi CMMC pentru numerele 12 și 10. Și observăm că această valoare va fi egală cu 60. să vedem de unde. Pe mulțimea multiplilor lui 12 va fi 12 mulți cu 1, 12 mulți cu 2, 12 mulți cu 3, 12 mulți cu 4 și acesta va fi 12 mulți cu 5. Mulțimea multiplilor lui 10, 10 înmulțit cu 1, 10 înmulțit cu 2, 10 înmulțit cu 3, 10 înmulțit cu 4, 10 înmulțit cu 5 și 10 înmulțit cu 6. Și se observă că cel mai mic multiplu comun pentru cele două numere, 12 și 10, va fi 60. Cum ar trebui să calculăm acest cel mai mic multiplu comun dintre două numere a și b? Am putea să aplicăm o formulă matematică care ne spune în felul următor. Cel mai mic multiplu comun dintre A și B este egal cu produsul celor două numere împărțit la CMMDC dintre A și B. Deci va trebui să aplicăm unul dintre algoritmii prezentații anterior pentru determinarea celui mai mic divizor comun dintre A și B și în felul acesta vom calcula CMMC dintre A și B. Algoritmul CMMMC scris în pseudocod. Folosim variabilele A și B în care citim două valori. Folosim variabila suplimentară P în care vom calcula de la început produsul celor două valori corespunzătoare variabilei A, respectiv corespunzătoare variabilei B. Cât timp A este diferit de B, este ultimul algoritm prezentat pentru calcul de CMMDC. Dacă A mai mare decât B, atunci A egal cu A minus B, altfel B egal cu B minus A. Deci, practic, la finalul acestui ciclu repetitiv, A va fi egal cu B și înseamnă că în variabila A eu am calculat CMMDC dintre cele două numere. Pentru a afișa CMMMC dintre cele două numere, vom folosi instrucțiunea scrie P slash A. Deci, în P am reținut produsul valorilor inițiale pentru variabilele A și B și în A Tocmai am calculat CMMDC dintre A și B. Pentru limbajul de programare C, vom face declarațiile corespunzătoare variabilelor a, b și p. Vom citi în variabila a, respectiv în variabila b, cele două valori naturale. În variabila p vom calcula produsul acestor două valori. Atenție! Valorile variabilelor a și b se modifică în structura repetitivă care urmează. Și de aceea este bine să calculăm acest P de la început. Intrăm în structura repetitivă while și verificăm dacă A este mai mare decât B și atunci în variabila A vom trece A minus B. În caz contrar, în variabila B va fi B minus A. La finalul algoritmului observăm că în variabila A s-a calculat CMMDC dintre A și B. Iar în variabila P avem deja produsul celor două numere. Deci, prin instrucțiunea SIAUT am afișat um, valoarea celui mai mic multiplu comun dintre A și B. Uh, versiunea scrisă în Pascal este similară celei din, uh, din C. Se citesc valorile celor două variabile, se calculează în variabila P. Produsul celor două variabile, cât timp A este diferit de B, dacă A mai mare decât B, A va fi A minus B, altfel B va fi B minus A. Algoritmul cunoscut deja se calculează în variabila suplimentară CM, pe împărțit va fi câtul împărțirii lui pe la A și se afișează valoarea acestei variabile. Mergem mai departe și să avem în vedere câteva aplicații ale acestor noțiuni. Prima aplicație pe care vă propun ar fi să citim de la tastatură trei numere naturale, nenule, A, B și C, și să scriem un program în limbajul de programare preferat, care să afișeze două valori naturale separate printr-un spațiu, reprezentând cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun pentru cele trei numere. Haideți să vedem varianta scrisă în limbajul de programare C++. Folosim variabilele A, B și C pentru a reține valorile celor trei numere, Vom folosi niște variabile suplimentare P, CMMDC1, CMMMC1 și o copie a valorii variabilei C. Pentru început, calculăm CMMDC dintre cele trei numere. Pentru a face acest lucru, vom calcula CMMDC dintre primele două, dar avem grijă ca să ne pregătim terenul pentru viitor. Deci, în variabila P, vom face deja produsul celor două numere A și B, care mă ajută să calculez CMMMC ulterior. Calculării CMMDC dintre A și B. CMMDC dintre A și B se calculează aici, în această zonă, prin acest while. La final, reținem în variabila CMMDC 1 valoarea variabilei A. Valoarea variabilei A, în felul acesta reținută în variabila CMMDC 1, va intra în următoarea iterație, care de fapt calculează CMMDC dintre copia valorii variabilei C și CMMDC1 cu același algoritm. La final se afișează valoarea variabilei CMMDC1 care reprezintă, de fapt, cel mai mare divizor comun dintre cele trei numere. Pentru calcul de CMMC ne vom folosi de prima parte, vom păstra în variabila CMMC1 acest cât al lui P la A, iar în variabila P vom pune CMMC1 înmulțit cu C. Vom face algoritmul de calcul la CMMDC dintre CMMC1 și C, iar la final vom afișa, de fapt, cel mai mic multiplu comun dintre cele trei numere care va fi P împărțit la CMMC1. Pentru varianta Pascal funcționăm la fel cu cele trei variabile A, B, C, facem o copie a lui C, folosim P pe, pentru calcul de CMMMC, folosim variabilele suplimentare CMMDC1 și CMMMC1 și algoritmul funcționează similar cu cel scris în limbajul de programare C++. O altă aplicație prin care se citesc de la tastatură două numere naturale în A și B și ni se cere să scriem un program în limbajul de programare preferat care să afișeze mesajul DA în cazul în care cele două numere sunt prime între ele sau mesajul nu, în caz contrar. Acest algoritm presupune utilizarea variabilei a și variabilei b, precum și variabilei r, se citesc de la tastatură valorile celor două variabile, se folosește algoritmul lui Euclid și la final se verifică dacă CMMDC este 1. Dacă este 1, atunci mesajul afișat va fi da, altfel mesajul afișat va fi nu. Pentru varianta Pascal, procedăm similar citim în variabila A și în variabila B valorile celor două numere, aplicăm algoritmul lui Euclid și verificăm la final dacă A egal cu 1. Ni se cere să scriem un subprogram numit mozaic care să aibă trei parametri X, Y și Z și care primește trei numere naturale din intervalul 10-200, reprezentând lungimea exprimată în milimetri a unei plăcuțe din primul tip. Este vorba de acest tip, să spunem. Plăcuțe uh, dreptunghiulare. Avem apoi în celălalt parametru Y lungimea acestui tip de plăcuțe și în cel de-al treilea parametru lungimea acestui tip de plăcuțe. De fapt, în acest uh, subprogram ni se cere să calculăm cel mai mic multiplu comun dintre X, Y și Z. Ne vom folosi de cele două subprograme. Un subprogram de calcul al celui mai mare divizor comun dintre A și B și un subprogram de calcul al celui mai mic multiplu comun dintre A și B. Funcția CMMDC primește ca parametri pe A și pe B și returnează un int. Acesta este algoritmul lui Euclid, deja cunoscut de noi. Rezultatul furnizat de funcție va fi în acest parametru A. Funcția CMMC calculează cel mai mic multiplu comun dintre A și B, prin produsul celor două numere împărțit la CMMDC dintre A și B. Deci, se face apelul funcției de aici, funcției CMMDC. programul mozaic, în acest context, va fi foarte simplu descris: valoarea variabilei T va fi egală cu CMMMC dintre X și Y, și la final se returnează CMMMC dintre ce am calculat anterior și valoarea variabilei Z. În varianta Pascal, observăm că funcția CMMDC, scrisă cu cei doi parametri A și B, ne returnează CMMDC dintre cele două numere. Funcția CMMC, scrisă iarăși cu doi parametri, ne returnează cel mai mic multiplu comun dintre cele două numere. Și în funcția mozaic nu vom face decât să aplicăm cele două funcții precizate anterior. Adică să calculăm în variabila T cel mai mic multiplu comun dintre X și Y cu apel de funcție CMMC și apoi să întoarcem valoarea returnată de apelul funcției CMMC cu parametrii T și Z. În speranța că noțiunile prezentate anterior vă sunt utile, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți emisiunile teleșcoală. Dragilor, lecția de informatică de astăzi a ajuns la final. Până data viitoare vă invit să intrați pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR, de unde puteți descărca suporturile de curs de care aveți nevoie. Rămâne sănătoși! și minunată, vă doresc!